Noul corp al școlii din localitatea Corbu a fost inaugurat cu fast în prezența celor 350 de elevi ai unității de învățământ, precum și a profesorilor. Primarul comunei, Marian Gălbinaș, a ținut să fie prezent la eveniment, mai ales că școala Gheorghe Lazar a fost reabilitată după luni de muncă. Din anul 2005, iacăt în sfârșit la nivelul anului trecut, 2011, după 8 luni de muncă asiduă, avem în sfârșit o școală modernă care să pună bazele unui învățământ de calitate. Școala a fost reabilitată și modernizată în întregime. Au fost construite 4 săli de clasă în plus față de cele deja existente. Extinderea a fost necesară deoarece numărul elevilor se va suplimenta începând cu anul școlar 2012-2013, când va începe să funcționeze grupa pregătitoare. Această reabilitare a fost practic o reabilitare totală interior-exterior. Practic au rămas doar zidurile în picioare, schimbarea integrală a acoperișului, construirea de jos a încă 4 săli de clasă care s-au adăugat la cele existente, parchet, mobilier, centrale termice, grupuri sanitare pe fiecare etaj. Investiția a fost realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și al Consiliului Local. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 36 de miliarde de lei.